Tot legat de FCSB și, mă rog, fac legătura și cu perioada de Mercato, Dario Solaru, 26 de ani, a făcut un sezon trecut realmente fantastic. A fost la Euro, sigur, unde a jucat puțin. Este un jucător constant. El joacă toate, nu cred că a făcut un campionat slab de când a venit la FCSB. Acum două sezoane, nu zic că a făcut un campionat slab, dar cu siguranță n-a avut cifrele din urmă cu un sezon. S-a mai maturizat, experiența devine din ce în ce se impune ca lider la FCSB. Nu știu, vă referiți la un transfer. Asta urma să vă întreb. De ce încă nu face pasul în străinătate? Păi, că pare și jucătorul care... Coman pasul în Europa la o echipă în străinătate? Poate pentru că a avut accidentări. A scris goluri. Coman a avut accidentări, dar a avut un sezon foarte bun. Da. Două sezoane a avut chiar foarte bun. Da. Și uite că n-a plecat. Vârsta. Nu, nu mai atât de tânăr. Banii pentru jucători, uitați, cum a plecat Mazilu, spre exemplu, de la Faru. Sigur, nu sunt la Faru, nu se cer sumele pe care le cere FCSB-ul. După aia, eu cred că au plătit pentru vârstă. Un jucător de 17 ani, nici 18 ani împliniți, dar pentru un jucător de 20-26 de ani, mai greu să plătească sume la nivelul fotbalului nostru, pentru că noi trebuie să fim realiști, nu e avea un nivel. Dacă după calificarea asta, după turneul ăsta final, dacă FCSB-ul ajunge prin Champions League, dacă CFR-ul trece și intre și apă în grupe, poate vom putea fi priviți altfel. Sigur, jucătorii au alte expunere în cupele europene. Se văd. Adică este un alt fotbal, un alt nivel de fotbal. Așa, dacă jucăm numai pe la noi, sigur că este mai greu. Bine, FCSB a vândut, chiar dacă niște ani buni n-a fost prin Europa. FCSB a vândut pentru că Denis Mann, într-adevăr, era un jucător valoros, nu? Moruțan. Era, poftim? Moruțan, da. Moruțan. Și el tot în cazul. Dar Denis Mann, când a plecat... avea 22 de ani sau 21 de ani. Da, 21-22 de ani. Da, așa. Moruțan la fel, nu? Hai să vedem și Mihailă la fel, când a plecat de la Craiova. Și Cicăldău. La alte vârf, nu la 26 de ani, 27 de ani. Au fost discuții pentru Laru în vara asta? Nu știu, întrebări, ceva contacte? Întrebări, dar ceva concret, nu știu, poate vor fi primit pe adresa clubului, dar nu știu, eu nu știu de așa ceva. Credeți că e prea mult ce solicită FCSB pentru Olaru în acest moment? Nu știu dacă este prea mult, pentru că în momentul în care spui că este prea mult, poate să vine cineva și spune, domne, ofer suma asta. Și atunci e suma corectă. Dar deocamdată, nu. Probabil că sunt oameni care, dacă aud de o sumă mare, nu mai fac pentru că nu se pot apropia, nu? Dar chiar, și cu Florinel Coman, cu... prima echipă, cei din Arabii. Da, al Duhail, parcă s-au. Da. Au venit să trate, au venit în România, au venit, păi, să negocieze. Ai clauză, ce mai vii, frate? Nici n-ai de să... Da, Gigi Becali era dispus să negocieze. Nici nu ai de ce să... Păi da, să negocieze. Să rămână, mă rog, pentru preliminarii. Da, sigur, în niște condiții care erau la avantajul pe el. Dar, nu știu, ai clauză, se plătește clauza. Nu trebuie să vii neapărat să discuți la București. Dar în momentul în care au venit, era clar că vin să negocieze. De altfel, virau direct suma și negociau cu jucătorul. Sigur că da, cu jucătorul. E reală cum clauza... s-a întâmplat și cu ăștia, unde este acum. E reală clauza aceea care a apărut pentru Olaru, 10 milioane de euro, atât e clauza lui la FCSB? Că au fost mai multe informații aici, ba 5 milioane, ba 10 milioane, ba că n-are clauză. Dumne, nu știu dacă chiar nu vă pot spune în momentul ăsta dacă ești, eu știam că e de 10 milioane, dar eu cred că dacă ar primi o ofertă de 5 milioane, cred că îi dă drum. Adică e negociabilă acea clauză. Dar orice clauză e negociabilă.